Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din Portret de pe Sufist. Astăzi îl am alături pe colegul meu, doctorul Radu Mocanu, care este coordonatorul Departamentului de Fizioterapie și Recuperare. Bine ai venit în studio. Bine v-am găsit. găsit. Și îți mulțumesc bine. mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Noi încercăm să arătăm oamenilor, să arătăm clienților noștri, să arătăm potențialilor clienți. Practic, cine stă în spitalul ăsta și cine e în spatele fiecărui caz rezolvat și ne-am gândit că acest mod de a vă cunoaște mai mult decât doctorul XYZ, să vedem cine e omul din spatele medicului, să vedem cu ce se ocupă și sperăm să ajungem la cât mai mulți oameni cu aceste portrete. Avem un timp definit, și va trebui să ne încadrăm în 15-20 de minute, așa că o să începem cu întrebările. Prima întrebare este când și cum ai luat decizia de a deveni medic veterinar? Decizia a fost un pic... Pe mine m-a interesat foarte mult biologia, de mic m-a interesat și toată lumea a zis o să mor de foame cu biologia. Asta în 2005, când am, când am vrut să, când am terminat liceul la un telefon cu Alexandru Buzdea, l-au întrebat că animale, în afară de facultatea de biologie, de biologie, mai găseam la veterinară. Și zic, Bă, cum e la, cum facultatea de medicină veterinară? E bine, vino. <laughs> <laughs> și cam asta a fost. Eu atunci mă antrenam, mă pregăteam, am început să mă pregătesc, se de dădea încă admitere. Mm -hmm. Anatomie și... Anatomie și biochimie, da. Chimie. Și... Nu da, bio, biochimie. Ah, chimie, chimie, chimie. Da, corect, corect. Deși făceam chimie organică în. Da, liceu. Asta, am, da. asta am dat. Da. Uh, Când ai terminat facultatea, care erau așteptările tale și către ce ramură te gândeai atunci că te vei orienta? Am terminat facultatea greu. <laughs> Cumva facultatea a trecut pe lângă mine. Uh, deci, în anul, cred că în fiecare an, la început, am vrut să retrag dosarul. Nu mi se potrivea deloc. În anul întâi a uh, uh, trebuit să merg să fac perioada de practică. Primul caz, un puiț de cățel, intoxicație cu raticide, mort în fața noastră. Ceva. Nu s-a mai putut face nimic. Și unde ai făcut practică? La un cabinet veterinar, undeva în cânga și lângă lacul Morii. Cezar parcă îl chemare Da, un salut Cezar, salut. Cezar. Un, un om extraordinar era. Da. Este. și este, da, da, da. Și da, cabinetul Am și pierdut el. cumva legătura, da, nu știam. Și am am trecut la buget, am avut medie mare în anul întâi și am trecut la buget. Și la existențele mai rezultate, zis: "Mă nu renunța așa de repede. Ok, se mi dau o șansă. Anul 2 iarăși am rămas la buget până în anul 3 și după aia, mă rog, cu chiu cu vai am terminat. <laughs> nu, nu, sunt un om matematic, nu sunt un om... Care, la medicină trebuie foarte multă matematică, logică... Spre surprinderea multor colegi care credeau că dând la medicină v-au scăpat de chestia asta. Exact. Știu că de fiecare dată când aveam biomatematică, când aveam ah, Prima fizica, mea da, erau foarte mulți colegi contrariați și bine, până la urmă, formulă și matematică am folosit peste tot, și la nutriție, și la genetică, da. ne-am cam lovit da. de, de matematică și erau foarte contrariați, am dat aici, speranța să scap de matematică. Da, bine, da, acum, da. nu știu cât proporțional să spunem că e matematică, e o matematică așa, decentă, de bun simț da. să spunem, adică n-aș... Da. da, 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 dar trebuie o gândire matematică... Uh... Poți spune, ca și clinician. Da, 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 ca și clinician trebuie, e necesară. Și pe lângă faptul că te-ai luptat tu cu tine și cu tatăl tău să, tu să ți retragi dosarul, el da. să te facă să-l acolo, ce, nu știu cum să spun, în momentul în care decideai să nu-ți retragi dosarul, aveai așa o, în cap ceva? Adică, băi, eu vreau să termin, o să mă chinui și termin facultatea asta și o să fac... Nu știu. Mă gândeam că din anul 3 pot să mă transfer la biologie Uh -huh. uh, asta era. De, 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 de ce biologie. Aș vrea să fiu explorator în stilul cercetător, National Geographic. Asta era visul meu de mic. Așa. Și mai aveam o pasiune pentru cai foarte, foarte mare și cam asta m-a ținut. Am zis Hai că termin și vedem ce îmi face. Am terminat în, în 2012. Și deci te-ai apucat în 2006, 2006, ai zis. 2006, 2006 6, 6. 3 ani, da. Și am da. început în 2003 și am terminat în 2009. Da. Deci, practic, finalitatea o vedeai în partea asta de medicină pentru cai? Sau nu era încă hotărât. Nu, nu era hotărât, dar mă ținea cumva. Am înțeles. Asta te-a ținut ancorat. M-a ținut în da. Și după, pentru că după ce am terminat, nu eram sigur dacă vreau să profesez. profesezi, Da. Uh, povestește-ne așa puțin pe scurt. Ai terminat facultatea în 2012, ai zis, da. și ce, cu ce te-ai ocupat? Primul licență am făcut-o pe control alimentar. Uh -huh. Tocmai ca să scap de. să nu fac prea mare. Am picat eu proba practică, adică da. asta am tras la proba practică, da, da. control. Și am avut genul de asta Și am. Uh, ownerul unei fabrici de. nu știu, de produse de asta de. mai... Alimentare? alimentare, da, 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 din carne. Uh, mi-a zis, te rog, uite, vii aici, faci lucrări, cercetările pentru licență, dar după aia muncești la noi. Și, mă rog, ne-am înțeles noi foarte bine și am rămas un an, am muncit acolo. Mm -hmm. Două și, -și săptămâni. Să calitatea de, alimentelor. Medic veterinar era deja angajat pe post de laborator. Pe el interesat interesa foarte mult pe cineva pe flux tehnologic. Mm -hmm. De... Uh -uh. Două săptămâni de ziua, două săptămâni de noapte. La 10 grade constant pe flux, 4 grade pe sălile de... Da, te-ai conservat așa bine. <laughs> da. <laughs> și voi și de sărbători se intensifica de 5 Activitate. ori producția, așa am zis. Deci asta a fost primul an. S-a fost primul an, și atunci am hotărât să fac ceva și să fac ceva care să-mi placă. Nu pot să lucrez ceva în care nu cred. Nu pot să fac. Nu, nu pot. Indiferent de stimul. Și atunci am hotărât să merg pe cai. Și am început să-mi iau cursuri și să stau pe lângă medici care practicau de mai de mult, pe cai de sport. Cât timp ai, uh, ai practicat pe cai? Uh, a fost destul de greu pentru că eu cum făceam, trebuia să merg să zis, la cursuri și să stau uh, pe lângă un medic cu experiență, ori nu își permiteau toți să plătească, cumva trebuia să mă susțin eu. Uh -huh. Și ce făceam, un an stăteam, mergeam la cursuri, stăteam pe lângă un medic, un an munceam să strâng bani să fac. Ca pentru următorul an. Pentru următorul Și am tot ținut-o așa vreo ceva timp. Când și cum ai luat contact cu echipa Pet Staff? Acum o să râdem, nu? Că dacă te-ai hotărât de la facultate sunându-l pe buzdea... <laughs> toc cu buzdea. Cumva tot cu buzdea ai luat contact și cu echipa da, pe Tot cu buzdea. Uh, noi cumva... Noi suntem prieteni de foarte, de 20 de ani, cred. A, eu cu buzdea. Și nu mai vor să de ceva timp. A început, uh, a, a coincis cu perioada de lockdown în uh, pandemia. Uh, da. Și unde chiar înainte am făcusem un uh, CMI să pot lucra uh, pe cont propriu cu cai. De... E, cu lockdown-ul eu eram proaspătătic, atunci mi era frică să merg, să merg prin țară pe la Hergeli. Uh, n am, avut, am avut foarte puțină activitate. Mergeam cu un doctor de cai, Dragoș Petrache și atât și au, au, fost foarte și nu mai puteam, deci fără activitate simțeam că... Și dintr-o vorbă cu Alex Buzdea dintr-un mesaj a pornit de pe Instagram, mai eu sunt implicat la un spital veterinar, eu nu aveam habar aproape de niciun fel de clinică, spitale, animale mici, eram foarte... Vin o să vezi ce facem noi aici. <laughs> ok, hai să vin și o să văd ce faceți voi acolo, că și așa nu e ca și cum fac ceva. <laughs> Aveai timp să înțeleg Aveam prea mult timp Nu e bine Nu suport să stau inactiv și să nu muncesc Așa, și ai venit? Și am venit ca orice potențial angajat Ți este prezentat spitalul Și atunci cum erau mășile obligatoriu încă Deschideai câte o ușă și vedeai niște ochi, niște, ochi, niște perechi de ochi și secția cu și secția cu și secția, secția zic, a e nebunie mare aici. Zic, băi, îmi place. M-am... Mi-am uh, dat ajută. Zic, ce vrei? Să-mi la spitalul și mai ce? Păi n-ai vrea să vii aici să lucrezi? Și zic... Când a fost asta? În 2020 sau 2020? Uh, fa 2020? Deci noi facem pe 31 martie anul ăsta, facem 3 ani de când suntem uh, împreună. împreună. <laughs> Cum mai uh, descrie echipa pe staff acum după 3 ani? ca niște nebuni frumoși. Că așa am avut mereu părerea asta. Și a contat foarte mult, apropo, echipa în, de, în decizia mea de, de, a veni aici. Mi-a plăcut foarte mult de ei, toți felul. Chiar dacă ai văzut cu măști și doar ochii? Cu măști și doar ochii, da, și vedeai doar la masă, mai vedeai pe câte unul, îți făceai tot felul de configurări, cum ar arăta persoana și de... Da, mă rog. Da, mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut de ei. Uh, ai Stat cam 2 ani în internat și te-ai ocupat de partea asta de internat, ai luat contact cu medicina, și la un moment dat a apărut această idee de a dezvolta departamentul de fiziokinetoterapie și recuperare. Cum a apărut ideea asta? A apărut pe partea de internat, nu prea mai puteam să continui. Și aș, uh, ideea de fizioterapie am văzut-o prima dată, apropo de cursuri, la niște profesori din Marea Britanie. Făceau la cai uh, fizioterapie, se ocupau cai de sport și aveam de mai de mult gând să fac asta, însă nu nu, nu nu știam prea multe, cursul costa foarte mult, se făcea în Marea Britanie, nu îmi permiteam atunci. Și aveam de mult în gând asta. Și am ajuns într-un punct de cum până nu știam ce facem, mai rămân aici, ce o să fac dacă mai rămân. Și ideea, cumva, mea, la, pe noi nu eram așa apropiați. Și l-am întrebat pe Alex, noi, eu aveam niște bani puși deoparte, și l-am întrebat pe Alex, te rog frumos, vorbește cu Cristi. <laughs> Spune că, uite, am ideea asta, noi aveam sala de jos de la unde se țin workshop-urile încă, dar când nu se țineau, este goală. Că aș vrea să... Dacă e de acord să facem treaba asta, să echipăm o sală de, pentru fizioterapie și recuperare. Și tu ai acceptat, m-ai încurajat. Știu că a mai fost un coleg care te-a încurajat. Uh, Robert Cars, da, și el m-a încurajat. Da, după niște discuții cumva cu el, că mă tot rău, și ce o să faci, unde... Da. Și pe mine cumva m-a uh... Nu, bătut la cap, e mult spus, dar mm. mi-a mi ridicat mingea asta la fileu. Da, Pentru over. că noi în tot. Da, da, da. Noi știi cum am mai deschis câteva departamente, practic identificăm niște oameni mm. care sunt pasionați în domeniul respectiv, după care am început să dezvoltăm departamentul. Și am cochetat cu mai multe și acum am ajuns aici. Și ce mai, uite, noi am început să trimitem destul de multe cazuri și Radu e interesat pe partea asta. Până să, -mi, deci o prima oară de la de la Robert Cars am auzit de planul ăsta înainte să aud de la de la Tinești de la uh, Buzdea. Și ce vorbește cu el, și nu știu. Și după aia am aflat și de la și de la Alex și mi se pare că e un departament care are o uh, cum să spun eu, se dezvoltă frumos și îl văd așa cu un, cu un potențial foarte, foarte mare, pentru că trebuie să spunem că nu ne raportăm doar la animalele operate, bătrâne cu probleme, ne raportăm și la animale tinere care au nevoie de menținere, au nevoie, nu știu, să slăbească sau pur și simplu sunt câini de sport. Câini de sport. Da? Da. Roa, cum este uh, câinele lui, uh, Robert, lui, lui da. Robert, care participă la competiții și atunci au nevoie de, de, o condiție fizică mai bună și practic putem să facem asta prin intermediul acestui departament. Da. Și acum în Marea Britanie, apropo, e departament special de medicină sportivă. Până la urmă toți ai ridicat gulerul la mai <laughs> Care sunt planurile tale de viitor și care crezi că va fi rolul tău în, în echipa pe staff? Tot aici mă văd să dezvoltăm sala de fizioterapie în continuare. Departamentul, nu e doar o sală. Departamentul, clinica de fizioterapie, da. Uh, uh, bine, chiar vorbeam mai devreme, noi suntem foarte mulțumiți de aparatura pe care o avem și... Uh, bine, pe scurt așa, ce, ce aparate avem și ce cam ce faci cu ele? Facem, care avem un bazin de hidroterapie, Uh, o bandă de alergare uscată, pentru că de toate. Deci practic bazinul este o bandă de alergare umedă, nu? Așa. Da, 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 da. Iar... Are o bandă rulantă, da, incorporată și îl umplem cu apă, mm -hmm. în funcție de nevoile pacienților. Mai avem o bandă uscată cu dimensiuni ajustabile, electrostimulator, o traseu de cavaleti, perne de redobândire a echilibrului, de propriocepție. Și un, un aparat de laser terapie, de fotobiomodulare care e febleța noastră. Asta așteptam să-mi spui de Tesla la noastră. E, da, exact, exact. Piesa. O să vreau să discutăm într-un episod separat de departamentul de fizioterapie. Cu Acum aș vrea, dacă mi-ai spus că echipa pe staff ai descrie o ca niște nebuni frumoși, cum ai descrie mm. spitalul? În câteva cuvinte, sau într-o propoziție, sau în două cuvinte, cum se ție mai la îndemână? Mi se pare orientat spre. e mereu un, un loc foarte avangardist. Asta este felul care l-aș descrie și l-am descris mereu. Foarte avangardist, care uh, întreține un mediu academic uh, orientat către. pot să zic, performanță în medicină mai ales câteva dintre secții mi se par wow adică, da îmi place vrea... foarte mult spitalul și filozofia din spatele spitalului îmi place foarte mult mă bucur, aș vrea să ne spui câte ceva despre omul Radu Mocanu ce hobby-uri ai, cu ce-ți ocupi timpul liber, ce-ți place să faci, eu știu pentru cei care nu te cunosc în timpul liber de multe ori eu, eu aș face tot recuperarea cu pacienții și mai vin uneori și din timpul liber să mai fac. Hobiurile mele sunt uh, mai așa, tan nu sunt tangențiale cu medicina, mă interesează istorie, religie, civilizații antice. Mai îmi plac mașinile clasice, cai de sport, deci, uh, Practica. Da, asta da, asta da. da. Urșii. <laughs> Cu urși, da. Am avut niște întâmplări cu urșii. <gură> Destul de... da, uh, îmi, plac, îmi, îmi place muntele, îmi place natura. Uh, și acasă, cu filmul, îmi petrec timpul, mai citesc ceva. E uh, interesat de animale? Nu, îi plac mașinile. Mașini, da. Deci cai putere. Cai putere, da. da. L-am dus la cai, l-am dus la clubul unde făceam și o echitație, dar... Uh, îi... E și micuț acum, mai are timp să-și E micuț, dar eu, eu când eram la trei ani jumate, eu știam deja. Bine, mă Lucas, la trei ani jumate l-am urcat pe niște ponei și nu-l mai dădea în jos. Adică toți copiii da. plângeau să-i dea jos și părinții se rugau de ei să le facă o poză. Lucas vrea încotură, încotură, încotură. Stai, mă, dacă mai sunt la rând și alți copii. Da, da, da. Dar... Cred că, mă rog, un Și se și pricepe Lucas la echitație. Îi place. Adică, am văzut niște, place. Da, 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 da. Sper să-i placă și lui. E, se apropie vârsta unde pot să-l să-l dau să fac câteva lecții, acum nu vreau să-l... Normal, trebuie să aleagă ei. Trebuie să aleagă, da, trebuie să aleagă ei. Radu, îți mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. sper să dezvoltăm împreună acest departament de fiziochinetoterapie și de recuperare și cu siguranță da, va fi mai, vom mai auzi de, de treaba asta da, și vom mai discuta despre treaba asta. Uh, îți mulțumesc că ai acceptat uh, deși știu că nu ți-a fost tocmai ușor să, să facem această înregistrare cred că e important încă o dată spun să ca oamenii să cunoască ce înseamnă echipa pe staff, pentru că noi peste tot vorbim despre echipa pe staff, echipa pe staff, vă spunem și pe nume, dar e important să, să, vă vadă și să, să știe cu cine vor interacționa. Pe mine cel puțin mă ajută chestia asta când mă duc cu filmul la un medic și caut niște chestii despre el, când găsesc cât un interviu și-l aud cum vorbește medicul și în alt context decât medical, Cred că ajută să creeze o, o punte de, de încredere și de siguranță. Și eu cred, mai ales că și noi vrem să stabilim niște relații destul de apropiate cu aparținătorii. Ai reușit! Ajutate care da, trec acolo. Da, 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 da. Sunt și prieteni, da. cumva. S -s, sunt și prietenii noștri, da. Ceea ce. Da. Mulțumesc Super. și eu mult și mulțumesc de susținere foarte mult. Vă mulțumim și vouă că sunteți alături de noi. Follow, subscribe, share și cum considerați voi că ne puteți ajuta să, să distribuim aceste informații pe care încercăm să le culegem de la colegii din spital. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne scrieți pe orice platformă, mail, pe WhatsApp, pe pagina de Facebook, ne puteți lăsa mesaje despre subiectele pe care doriți să le abordăm și pe curând să ne revedem cu alți colegi la Portret de Pet Sufist. O zi bună! Toate bune!